să vorbim și despre o poveste altfel, despre felul în care un erou al armatei române, cel mai tânăr participant la cel de-al doilea război mondial, a ajuns să fie în clipa de față la mila autorităților statului. E vorba de Marin Lungu, caporal la 9 ani. După viața sa s-au făcut două filme, s-au scris cărți. Eu, cel puțin, am studiat în manualul de limba română viața sa și faptele de eroism. Acum, din păcate, generalul Marin Lungu așteaptă de ani de zile o locuință decentă. În alte țări, un astfel de om ar fi fost considerat erou național și tratat ca atare. La noi, un om care a trăit atât de multe spune că regretă că nu l-au ucis nemții și că a fost obligat să trăiască o asemenea umilință. Vedem povestea chiar acum. Mihai, vezi câte tancuri trec și cum le amplasează, bine? Bine. Măi, nu e joacă. Tu ești primul soldat român care intră în oraș. A intrat în război în prima linie la doar 7 ani, în timpul celei mai sângeroase conflagrații din istorie. A participat la eliberarea Transilvaniei, Ungariei și Cehoslovaciei, iar la 9 ani Marin Lungu era deja caporal. Adoptat de regimentul 40 Infanterie din Mergidia, bătrânul de azi își amintește cum a intrat în tainele activității de informații. Eu am fost curtat de ofițerul de cercetare și informații. Zice, tu poți să treci linia, noi nu putem să mergem la ei acolo, să vedem ce au, câte au, ce mașini, ce tal. Aveam o memorie extraordinară și am spus tot ce am văzut acolo și toată dotarea lor și le-am enumerat și le-am ținut minte. Pe lângă memoria pe care și-o antrenase încă de mic, cercetașul își dubla informațiile pe care le înregistra despre efectivele militare printr-un sistem copilăresc, dar folositor, cu bețișoare de chibrit și pietricele. Ajuns până în Cehoslovacia cu armata română, acesta a fost prins de naziști după câteva zeci de misiuni pe front și în liniile inamice. Și eu am luat-o pe lângă gardul de sârmă chimpată și atunci m-am trezit cu automatele nemțești la... A venit doi nemți, da. M-a luat și m-a dus în lagăr. După război a fost încadrat în Ministerul de Interne. Pensionat și avansat în grad, acesta ajunge însă să simtă pe propria piele recunoștința statului și altfel. După ce a fost demolată casa din fostul cartier Uranus în urma lucrărilor de sistematizare pentru Casa Poporului, i-a fost repartizat un apartament pe care l-a cumpărat fără să știe că este revendicat și din care, după 2000, a fost evacuat forțat cu toate lucrurile scoase din casă. M-am pomenit într-o dimineață că moștenitorii au câștigat procesul și trebuie să părăsesc. În 24 de ore nu mi-a dat locuință nimeni. După insistențele disperate, generalul major Marin Lungu primește un apartament al REAPPS, unde rezistă doar 15 luni. Chiria și utilitățile treceau de 4.000 de lei pe lună, în condițiile în care eroul de război avea o pensie de 3.000 de lei. În 2014, generalul s-a mutat în actuala sa locuință, un apartament social dintr-un bloc al primăriei capitalei, o pomoană aruncată de statul pe care l-a slujit și care a permis să fie scos în stradă din propria casă. Domnul președinte, ce faceți cu mine? V-am trimis două memorii. Eu nu registrez memoriile. Și a plecat. Și zic, domnul președinte, vă rog, am ceva, faceți scris și îmi trimiteți. Klaus Iohannis nu a fost singurul președinte al României care a rămas inert în fața situației disperate a eroului din al doilea război mondial. Traian Băsescu a refuzat să promulge în 2007 proiectul de lege al Senatului privind atribuirea unei locuințe celui mai tânăr erou al armatei române, inițiat de profesorul Dan Voiculescu. Astăzi, sufletul bătrânului uitat de statul român este inundat de regrete. Sunt dușman? Ce sunt când m-a prins nemții? Era mai bine dacă mă omăra doar. Astăzi vă spun cinstit, regret și cu năcazurile care mi-au urmat, regret că n-are cine să mă audă.